Situația epidemiologică din Paris continuă să se înrăutățească de la o săptămână la alta, în principal din cauza tulpinei britanice de coronavirus. Comparativ cu luna trecută, numărul de pacienți infectați cu noua tulpină a crescut de aproape trei ori, situație care a dus la creșterea numărului de pacienți din secțiile de terapie intensivă. Până la 20% din infectările din zona metropolitană a Parisului sunt provocate de tulpina britanică a coronavirusului. Asta în condițiile în care pe 7 ianuarie rata infectării cu tulpina britanică era de doar 6-7%. Noile cifre vin și după ce săptămâna trecută, guvernul anunța că varianta britanică a coronavirusului fusese depistată la 10% din cazurile de infectare din Franța. În acest context, reprezentanții sistemului medical au cerut din nou guvernului să impună măsuri mai dure de izolare, după modelul celor aplicate în primăvara anului 2020. În secțiile de terapie intensivă din Franța se află peste 3.000 de pacienți, doar pentru săptămâna trecută fiind raportată o creștere de 8%. Secțiile ATI ale spitalelor din Franța pot găzdui cel mult 5.000 de pacienți, iar autoritățile consideră că următoarele săptămâni sunt critice și, conform celor mai pesimiste estimări, în situația în care tulpina britanică continuă să se extindă, la mijlocul lunii martie, secțiile ATI din Franța vor fi plină. Autoritățile franceze au renunțat săptămâna trecută la impunerea unui al treilea lockdown național și au optat doar pentru înăsprirea controalelor Covid la frontieră și menținerea interdicției de circulație pe timp de noapte.